Elevii și studenții români și-au demonstrat cu fiecare olimpiadă internațională capacitățile intelectuale. Dacă din punct de vedere educațional țara noastră se bate pentru locurile fruntașe, nu același lucru putem spune despre trecerea la viața activ-profesională a celor care ies de pe băncile școlii. Plecând de la această premiză, Universitatea Spiru Haret a lansat un nou proiect Postdru, care promite să asigure tranziția de la educație la viața activă a studenților. Statutul acestui proiect, care trebuie evidențiat în raport și cu alte proiecte Postdru pe care Universitatea le-a implementat, este exact acesta. Faptul că proiectul vrea să ofere o viziune integrată asupra stagiilor de practică și aduce în plus un accent mai mare pus pe această consiliere psihologică a studenților, nu numai pe efectuarea în sine a stagiilor. Studenții vor fi informați, consiliați și puși în legătură directă cu potențialii angajatori. Ba mai mult, vor beneficia de burse și premii pentru participarea la acest proiect. Astfel, pe lângă accesul către obținerea unui loc de muncă ales pe baza competențelor și aptitudinilor studentului, acesta primește și 300 de lei la încheierea stagiului. Este un program de practică integrată. Îi propunem primul rând să informeze studenții, apoi să-i consilieze în carieră și are programat 2 ore de consiliere individualizată pe student, se va crea un centru de consiliere și practică și un site web updatat săptămânal în care vor fi introduse toate ofertele de muncă și internship relevante pentru studenți, la nivel local, regional, național și chiar al Uniunii Europene. Deci pe site veți găsi o fel de bursă a locuri de muncă cu locuri de muncă disponibile în domeniile de interes pentru dumneavoastră, atât în București, la nivelul țării sau și la nivelul Uniunii Europene. Universitatea Spiru Haret dorește ca prin acest proiect să acționeze în interesul studenților săi și nu numai să le garanteze o educație de calitate recunoscută la nivel internațional, ci să-i sprijine în vederea găsirii mai ușoare a unui loc de muncă stabil, în condițiile în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 23%.